Sărbătorile Argeșului și Mușcelului au început cu un eveniment cultural de anvergură și de tradiție totodată. Este vorba de Festivalul Internațional de Folclor Carpați, aflat la a 28-a ediție și organizat de Consiliul Județean Argeș, în colaborare cu primăriile Pitești, Câmpul Lung, Mioveni, Curtea de Argeș și Topoloveni. Din cauza vremii ploioase, deschiderea oficială a festivalului a avut loc la Teatrul Alexandru Davila. Manifestarea a fost susținută de Fanfara Teatrului, Orchestra Doina Argeșului, Ansamblul Folcloric Dorul, Grupul Zavaidoc și ansambluri folclorice din Spania, Belgia, Letonia, Macedonia, Slovacia și Turcia. Să rămână bună ziua tuturor participanților la acest nou festival, această ediție a 28-a și a 5-a ediție a Sărbătorilor Argeșului. Mulțumesc de la început tuturor participanților din țările prezente astăzi aici. Mulțumesc organizatorilor din județul Argeș și din municipiile și orașele prezente aici. Vă mulțumesc că ați făcut efort să veniți la această sărbătoare deosebită a Argeșului. Bine ați venit în municipiul nostru! Welcome in our municipality! Ne bucurăm și suntem onorați pentru prezența dumneavoastră. We are happy and we are honored because of your presence here today. Ploaia, în tradiția noastră românească, înseamnă belșug. In our tradition, the Romanian tradition, rain means growth. Așa încât cred că festivalul nostru de folclor va fi un succes. Ca în fiecare an, primarul Tudor Pendiuc s-a întâlnit cu reprezentanții delegațiilor de peste hotare. Edilul șef le-a făcut o prezentare a Piteștiului, a oferit și primit daruri simbolice. Festival Internațional Carpați înseamnă, de fapt, un festival al prieteniei, înseamnă momente de prezentare a obiceiurilor, a dansurilor, a muzicii tradiționale fiecărui popor. Înseamnă pentru noi o posibilitate de a cunoaște aceste obiceiuri și de ce nu de a lega prietenii și de a ne inspira unii de la alții. Mai înseamnă pe deasupra o posibilitate omenească de a ne cunoaște ei, oaspeții noștri, la noi acasă, așa cum suntem noi, cu obiceiurile noastre, cu muzica noastră și de ce nu cu tradițiile noastre și starea României. Este mult mai bine să cunoști țara la ea acasă decât din filme, din comentarii sau din alte păreri subiective. Eu mă bucur că suntem una dintre gazdele acestui festival internațional. Datorită Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean, acestor truditori în ale folclorului de la Consiliul Județean, în frunte sigur cu cel mai potrivit ghid care poate să aibă județul Argeș în folclor, domnul Oancea. Thank you.
mama, 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 mama,